Atacul masiv cu rachete rusești de ieri asupra Ucrainei și în special asupra nodurilor energetice importante din țara vecină aflată în război au dus la asistarea livrărilor ucrainene de energie electrică pentru Republica Moldova, care acopereau peste 30% din necesar. Autoritățile deja au anunțat despre găsirea unei soluții temporare, volumul contractat anterior cu Ucraina urmând a fi acoperit de termocentrala de la Cuciurgan. Discutăm despre situația dificilă privind securitatea energetică a țării cu expertul în domeniu Victor Parlikov, aflat în legătură directă cu noi. Domnule Parlikov, bună ziua! Bună ziua, sper că mă auziți bine. Vă auzim bine. Într-o postare pe rețelele sociale, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu, dă asigurări că populația nu va rămâne fără energie electrică, fiind decisă creșterea volumului de gaz pompat spre termocentrala din stânga Nistrului pentru a menține sistemul energetic național și a acoperi necesarul de electricitate pentru următoarele 24 de ore. Care sunt riscurile acestei soluții temporare anunțate și cât de fapt ar putea dura până la reluarea livrărilor energiei electrice ucrainene? În primul rând, trebuie să înțelegem câteva elemente. Energie electrică, exact așa cum am fost spus, noi vom avea, oricum. Deja întrebarea este prețul. Dacă situația continuă așa cum este la moment, prețul de fapt va fi chiar și mai mic, pentru că centrala termoelectrică moldovenească livrează în primarul drept energie electrică mai ieftin decât procuram anterior din Ucraina. Totodată, din câte cunoașteți, avem o limită impusă la volume de către Gazprom, care pentru luna octombrie, eu cred că ne vom descurca, chiar și chiar dacă va fi nevoie să procurăm ceva volume de gaze pentru malul drept suplimentar, ele nu vor fi mari și diferența de decalajul cu prețul de cumpărăm astăzi de la Gazprom sau cu cât vom cumpăra pe piața spot, nu va fi atât de sensibil pentru că volumele vor fi relativ mici. Totodată, pentru lunile ulterioare, dacă se va menține situația de criză energetică în Ucraina, dacă Ucraina nu va putea livra mai mult, iar Gazpromul va continua să limiteze livrările de gaze, acest scenariu tot trebuie luat în calcul, eu l-aș lua în calcul drept scenariu de bază. De fapt, asta va pune Chișinău în fața unui, așa, vorbind în limbaj de șah, Gazpromul ne face o furcă. Adică, pune autoritățile din Chișinău să aleagă între două scenarii dificile, nu chiar plăcute. Prima, dacă luăm volum maxim pentru consumatorul de pe malul drept, pentru aceleași 5,7 milioane de metri cubi pe zi pe care Gazpromul continuă să le livreze, în principiu sunt suficiente pentru a acoperi întreaga necesitate, întregul consum de pe malul drept, chiar și în perioada de iarnă. Doar că, în asemenea caz, pe malul stâng vom avea o criză umanitară, iar energia electrică va trebui să o procurăm la prețuri extrem de înalte și nefiind, spunem, funcțional importul din Ucraina, va trebui să substituim tot acest volum cu energie electrică din Europa, din România în primul rând, și asta va veni cu la un totul alt preț. În prezent, prețul din România este cam de 3 ori și jumătate mai mare decât prețul pe care cumpărăm din regiunea transnistreană. Dar dacă noi continuăm să livrăm gaze pe malul stâng, atunci volumele care nu vor fi suficiente pentru malul drept va trebui să le achiziționăm la prețuri spot. Și atunci asta pune presiune pe tariful la gaze pe malul drept. Deci eu cred că cei din Kremlin de fapt asta urmăresc, să pună Chișinău între... Deci să fac Chișinău să aleagă între a pune presiune tarifară pe gaze, pe consumatorul de pe malul drept, menținând tariful la energie electrică și stabilitatea umanitară pe malul stâng, sau să menținem tariful la gaze, prețul la gaze relativ jos pentru consumatorii malului drept, asumându-ne de fapt o criză umanitară în stânga Nistrului.
Domnule Parnikov, după părerea dumneavoastră, de ce, de fapt, Rusia ar submina într-o asemenea manieră brutală capacitatea de export energetic a Ucrainei? Ce ar urmări, de fapt, Kremlinul prin aceste acțiuni? Eu cred că acțiunea de ieri parte este o, spunem, o retaliere, dacă putem să o numim așa, pentru distrugerea parțială a podului din Crimeea. Eu cred că acest, spunem, moment marchează o schimbare semnificativă în, spunem așa, regulile nescrise ale acestui război pe care Rusia l-a declanșat în Ucraina, în sensul că chiar dacă până acum existau lupte propriu-zise, deci bătălii militare majore, infrastructura civilă era mai puțin afectată. Deci se lovea în ținte mai mult militare. Ceea ce face acum Rusia, de fapt, lovește în ținte care au preponderent importanță pentru populația civilă. Deci, practic, recurge la instrumente de, spunem, cu elemente de terorism pentru a submina nu atât capacitatea militară a Ucrainei, cât capacitatea civilă de rezistență, deci umană, în Ucraina, pentru a crea presiuni și, spunem, da, presiuni populare asupra guvernării din Kiev, ca să, într-un fel, să-i forțeze, să negocieze niște condiții de pace la condiții favorabile Kremlinului. Dacă e să revenim la securitatea energetică națională, când au fost încheiate acordurile de rigoare cu Ucraina privind asigurarea Republicii Moldova cu acești 30% din necesarul de electricitate al țării, credeți că s-au luat în calcul asemenea scenarii posibile la care am fost martori ieri? Eu cred că în timp de război nu poți face prognoze fidele, pentru că lucrurile nu întotdeauna depind și nu întotdeauna decurg conform unui plan, chiar dacă uneori se întâmplă lucruri care n-au fost dorite din nicio parte. Respectiv, sigur că un asemenea scenariu probabil că undeva a fost calculat, a fost examinat, dar totuși nu cred că probabilitatea lui la acea etapă era evaluată drept ceva, spunem, drept un risc cu probabilitate înaltă. Eu cred că acum noi trebuie să planificăm și să ne gândim cum ne asigurăm securitatea, pornind de la premiza că pe partea ucraineană infrastructura energetică ar putea suferi în continuare. Și nu doar, și mă refer nu doar la infrastructura de energie electrică. Nu uitați că o bună parte, deci până acum, spre exemplu, țevile de gaze prin care traversează Ucraina, prin ele Rusia continua să livreze gaze și continua să, spunem, tranziteze gaze pentru, inclusiv pentru Republica Moldova, dar și pentru Uniunea Europeană. Eu nu exclud că se va recurge la șantaj sau la lovituri militare asupra infrastructurii critice și pe gaz. Ce alternative mai exact am avea în caz că și Gazpromul își suspendă livrarea de gaze către Republica Moldova, inclusiv spre partea stângă a Nistrului, astfel că nici centrala de la Cuciurgan să nu mai poată activa? Ce putem face în asemenea situație? Pentru că, până la urmă, nu e una imposibilă. Exact. Asta este scenariul cel mai prost pe care ne-o putem imagina și asta este scenariul care presupune concomitent trei tipuri de crize. Trei tipuri, da, de crize, de șocuri. Primul va fi, evident, șocul la prețul gazelor naturale, pentru că gazul natural va trebui să-l procurăm la prețuri spot, care probabil că nu vor fi, vor fi semnificativ mai mari decât cei ce procurăm astăzi, cei ce plătim astăzi la gaz. Doi, va fi șocul tarifar pe energie electrică, pentru că energia electrică la fel nu se va putea produce pe malul stâng și volumele respective vor trebui substituite cu volume din România, din Uniunea Europeană, unde prețurile sunt cu mult mai mari, așa cum am spus, cel puțin de 3 ori mai mari decât
prețurile din regiunea transnistreană. Asta ar însemna că tariful pentru consumatorii finali ar putea crește deci de două ori, poate chiar mai mult. Deci asta ar fi o următoare criză. Deci ar crește tariful la gaze, ar crește tariful la energie electrică și peste asta ar mai avea și o criză umanitară în stânga Nistrului, pe care tot noi va trebui să o absorbim, pentru că să nu uităm că acești concetățenii noștri, care majoritatea lor sunt concetățenii noștri în stânga Nistrului, ei, dacă se va porni acolo criza umanitară, iar imediat ce se termină istoria cu gazul de fapt grăbuit în stânga Nistrului, nu rezistă regiunea transnistreană mai mult de o lună, două, efectiv nu are cum să reziste nici financiar, nici economic, nici din punct de vedere social, deci acolo va fi un colaps total. Iar în aceste condiții, ei, acești cetățeni, vor fugi, nu vor sări peste Ucraina în Rusia. Ei vor veni, se vor refugia pe malul drept. Și atât aici noi trebuie la fel să avem suplimentar un mecanism agreat din timp cu partenerii internaționali, inclusiv cu cei care se ocupă de componenta umanitară, organizațiile Națiunii Unite, deci Crucea Roșie, alții, care să fim pregătiți în caz de un flux de refugiați din stânga Nistrului, să-i primim, să avem unde îi primi, să avem unde îi plasa, să avem cu ce îi hrăni, să avem bani pentru a le finanța niște necesități de bază. De fapt, asta ar însemna pentru Rusia un, spunem așa, cum se numește, un ticket, one-way ticket, un bilet într-o singură direcție. Deci, nu va mai fi cale întoarsă. Dacă declanșează Rusia această criză în regiunea transnistreană, partea proastă este că da, noi vom trebui să absorbim câteva șocuri concomitent. Financiar, eu cred că cu ajutorul partenerilor externi noi le vom putea absorbi, dar în stânga Nistrului, nu știu dacă va mai rămâne multă lume și precis lumea asta nu va fi fanată a politicii Federației Ruse. Ei vor fi de fapt vor rămâne la mila Chișinăului. Domnule Parlicov, vă mulțumim mult pentru această discuție și vă mai așteptăm cu alte ocazii.